OK guys, ty startovat lumia, nomer mi se nám nemůžu, by nevám registrovat live stream pekáme do YouTube. Mají se punti se přesně titulu, by nevám registrovat live stream de Fortnite Battle Royale. Betom salutera, salut mihňa, start and remove, no bine se zi pe live stream, guys, salut, salut, bine se mi bine Și bine de începe acest stream, avem și un mic cuvânt la partenerul nostru, eneva.com. Deci dacă doriți puteți vă asigură anonimul la cei ținem acum comp, pentru că avem și cei reducere de un bonus de 3%, evident trage pe unul de pe site. Primul link descrie, vă ziceți ținem de Fortnite, de puteți găsi atât de box gift cards, cât și pack-uri, te mutești pe shop să ai motorare, pentru că ai bani la buiul. Pe altă link descrie, vă ziceți ținem gift card-uri pentru PC și console, echipe PS4, Nintendo Switch, Xbox One. Despre colecția de jocuri, pe site găsi pe 10 mii de titluri la prețuri foarte, foarte bune. Dacă faceți acolo un cont, se pe cel de la link de descriere, veți putea beneficia de un bonus de 1 euro, la prima achiziție 10 euro, bonusul în pe contul vostru timp de 14 zile. Și apreciez foarte mult, guys, dacă ați dorit să faceți acolo un cont, se pe cel de la link de descriere, sau ce puteți să ceva site de pe primele două, din nou. Mă ajută foarte, foarte mult, ce fi o ținere foarte, foarte mare. Și de-a zic să poședem și noi, că s-a cam vorbit deja destul. Salut domnul N.S.M. Daniel, bine pe stream, bineînțeleasă, sau domnul Gost, dar numai și domnul Bălițar, bineînțeles, pe stream, bineînțeleasă, bineînțeles, bineînțeles. Da, salut! Neața! Ce faci? Bă, bine, tu? Puțin sober, frate. Bă. A fost prea mișto aseară. Altă viață fără restricții, bă. Parcă nu e fix aceeași chestie ca până acum. Da, doar că nu puteam să ieșim la orele târzii. Oricum, fără mască, stăteam pe stradă, evident. Bă, nu știu ce să zic. Dar chiar stai așa, nu ți-am povestit ce am făcut aseară, nu? Asta e că noi n-am mai vorbit de până mai și pământul. Deci, eram aseară pe plan, nu știu cât era, vreo 2-3. Și cu aia, stai, dau minute mai încet. Și venise cu aia un câine, gen, care era acolo, că noi am fost la unul în curte, știi? Și gen, venise câinele lui cu aia. Și mai aveam un pet de 2 jumate. Și gen, nu mai bea nimeni la ora aia, știi? Ghiși ce am făcut cu petul. Da, am făcut baie la câine cu bere, cu pet de 2 jumate. Am făcut baie lui Bruno. Am înțeles. Și gen, săracul, mă rog. I-am făcut baia el gen cu bere cu plana mea. După aia vine și pune lângă noi și se culcă. Bă, deci cum sfora aia câinele ăla să mor eu? Bă, mare câine, n-am ce zice, cred că era mai mare ca dacă se ridica în două labe. Nu i-a ajuns pe tot ăla, cred că mai trebuia un pe ca să-l spălăm pe tot. Dacă îi protect animalelor pe chat, mă rog. Da chiar, nu știu dacă ți-am povestit, dar s-au bătut doi băieți pălăm flăcaie. What the fuck, man? Ce? Salut, cine a intrat? Păi s-au bătut pentru că erau beți și au zis că hai să facem, de ce nu? Și ce nu a făcut-o? Oricum, aseară a fost boys night, ești nebun. Hai. Hai, gata. Plictiseală, bro. Bine, n-o făcut-o pentru mult timp, coaie, dar o făcut-o și asta contează, știi? Posta mea. O scos Albert, nebunul, cu mâncava piesă. La cu 21 de ore și gen... E pe alea piesă, ești nebun.
o văd mișto aseară, n-am ce zice. Până pe la vreo 4 așa. Am stat la ala, după aia am ieșit pe afară. La 7 ne-am întors, m-am culcat o oră și după aia am mers acasă. La 1.30 eram acasă. Și m-am culcat și m-am zis la 4.30 după amiază. După aia mi-a dat Anonymous mesaj că se trezise și el. Da. Da. Păi nu, am răspuns la mesaj, da, știam. Da, okay. Am crezut că ești ironic. Bă, a fost mișto, bă, săracul câine, cred că și acum mi-e vrea să aperi. Bă, ce scoște de pe clan? Bă, cu aia de să-ți povestesc. Începe să iasă lumea de pe clan aia care v-am zis că să iure acolo. Noi trebuia să comandăm mâncare și da, faza e când am vrut noi să comandăm, era închis cu aici, trebuie să mergem la profi. Și am mâncat de 2 milioane și încă presată cu pâine. Ah, mă înțeles. Caterin, că rău cu aia. Aoleu, prea mișto a fost ăsta seară. S-a dat un samurai, bine, e bine, ați ața. E bine, e bine. Ce? Vă zic ceva era. Am zis că mă doare cap. Ne-a dat un Naruto, bine, pe semne, ați ața. Lasă-te pe aici. Vă zic lumea să treci pe Discord. Și eu tragi. Da, și eu tragi. Sunt mult prea haladiți. Te interesă miște curioși ce zice mâlg capul ăsta. Ce băiat. Am înțeles, am uși. Salut. Salut. Au făcut băieții domnii cu aici, ești bun. Ce dracu? Ce? Mă sperie un pic asta. Dar n-ai auzit că am povestit pe streamer, ai? Da, din păcate nu. Niște bai, niște bai. Lasă-mă că e mișto, o să am ce să povestesc copiilor mei. O să fie foarte interesați. Am făcut baie la câine cu bere cu aia, săracul câine. Bă, da, sforca câinele ăla să moară mă ăsta. Cred că de vreo două ori m-a trezit, dracu. Ce? M-ați îmbătat și câinele după ce ați... Nu, de băut nu i-am dat să bea. L-am spălat. Nu, deloc. Suntem băieți cu minți. Și dacă Sony sunt pe blană? Ce? Dacă Sony sunt pe blană și s-a îmbătat. Ei, Sony sunt pe blană și s-a îmbătat. Mă, Wolf, eu chiar mă gândesc câteodată dacă noi... Cum te-am cunoscut eu pe tine, mă, frate, astea așa? Mă întrebare. A, dar chiar Mina, ce părere e Savana 2? E o melodie torță rău. Torță? Da. Bun. A scos Peto cu Mugi Kappa piesa aseară. Aseară, mă rog, ieri. Ce mă? Aia cu brr. Ce brr? Intră pe canal ăla să vezi, la Beto mi se pare. Levi mai încolo. Noapte bună. Noapte bună. Beto, MGK 666. Piesa aia știam audio licu de la ea gen. În mare parte o știam și mi-a plăcut din prima. Ia să spun. A pus pe Diffon Mihnea. Anonimu? Da. Tu ce ai mai făcut interesant în ultimul timp? Nimica. N-am timp, bro. V-am zis, pot să fie. Ce? Din partea ta ce? Sunt rău. Ah, păi noi am mers dezbrăcați pe stradă. Gen, ne făcusem din tricou și acolo am poză. Ce gustare scula lui Beto? Stai că o să trebuie poza pe Insta. Îi întrebăm vecinele. Vecinele, ce vecine ne pune? Link scula ca pe aia de-a. Bă, făcuse un meu live cu Cantar pe canal la el. Live, cu mănuși. Făcea live cu Warzone la un moment dat. Dar e Warzone. O primi cu ții și mănușe și mănuși. Ce mai primit? Asimo. Am înțeles. Bac, pula. Anonimul, tu când primești? Asimo
Și Cuțit și Mănuși. Când scoți în mod neironic piese... A, într-adevăr, am avut o viață grea. Uite, Anonimul. Uite, prins, da. Și era mai mulți, dar unii nu au vrut să vină la post, să băga mea și pe la ei. Mama, să amintesc și de meme aia, gen... A, bă, că a fost Caterinca. Ce te uiți după mine în poza aia? Acum m-am uitat după tine, că acum nu te văd, că nu pot să-i dau zoom din Instagram. Nu văd, gen... Și acum văd în vedere dacă ți-ai acoperit și tu fața cu tricou, oricum n-am cum să te găsesc printre aia. Deci, se, că vreau, că nu vreau. Mă doar picioare de nu mai pot. Și trebuie să fac și curat în cameră. Că eu mâine încep școala fizic. Let's go. Da, și eu am tot zis săptămâna trecută. Ba, pula. Am fost la examene, bro. La examen, e frumos. Am făcut prezență bună. Ce a fost și ce vă urmează? Nu a fost foarte greu. Cât ei, frate, că după răspunsul tău nu prea ești încrezător. Până la română am știutor și la mate și fizică și biologie n-am făcut nimic la fizică. A, bun. Și gen, dacă pici, ce pula mea, rămâi repetent? Nu, nu se întâmplă nimic. Nu, o să-i facă proprii scandal și la unii părinți, nu știu dacă în cazul lui părinții, dar de obicei fac proprii și părinții scandal. Nu știu, deocamdată doamna de fizică a zis că ne-a toate caietele la corectat. Că nu știu nimeni. A, mi-e ferește. Bă, nu-i vorba de căiete acum dacă ai sau nu lecție, e vorba că oricum nu învățai dacă o aveai sau nu. Că de avut pot să le agi, pot să-i vină careva cu căietul frumos, scris totul și tot nu-mi făcut nimica. Un coleg din clasă cred că știe fizică și ăla cam știe la toate materiile. Aoleu, tot ce l-a rulat. Dar nu știu dacă neapărat vorba de știu, dacă eu pot zic că știam orice formulă mă întrebai, dar îmi plăcea gen materia, făceam exerciții, mă rog, eram ok, gen, nu eram nasol cu fizica, bine nu că mă întrebai nu știu ce formulă la 3 dimineața se spunea, nu, no, dar eram ok. Dar gen. Dar foarte dezamăgit de mine că mi-a zis doamna de desen că nu am nicio treabă cu materia ei. Nu știu la teorie. Teorie la desen, what? Da, da, despre nu știu ce artă grecească și cu tipuri de stâlpi sau... Singura chestie pe grecească pe care o știu este iaurtul. Custom ori putem încerca, dar trebuie să fim persoane. Vai, cu aia ăla așa, ai de capul meu, mă. Vine pe stream, domnul 1-7 Chris, vine, ațința. Păi cum să te lauzi cu George Coaie? Cât de terminat să fie? Colegii mei se laudă că știu lecția la desen. Ce părere ai? Zicea cheboasă. Nici nu mai are rost. Mai are rost să zic ceva oare? Are în pana mea. Anonimul, ce părere de cheboasă și... mecheroasă. Nu știu cine e. Urbanoasă, băi, frățiorul. Nu știu cine e. E poate și mecheroasă. Cine dracu' ăsta, mă? Nu știu cine e. A, ucis. Mamă, că ai dat n-am chip de liceu, mâine, să-mi bag acolo. Cum e lejer, bă, ce? Eu după un an, prima oară, fizică, ho! Oh. Ce bine mă simt. Acum am vândut de că... Am vândut de că ai scăpat de examene alea niște nu mai mult, gen. Mai am, cred că, 6 săptămâni sau 5. Bă, mai aveți 2-5, mai aveți. 5 ori, 10 ore de fizică. Deci de 5 ori... Și am tot 2 ore de fizică pe săptămână, doar chestia nouă.
nu știu cum să zic. Da, eu le-am în aceea zi și nici măcar nu sună după alta. Eu le-am, nu știu, miercuri și luni sau marți și miercuri, nu mai știu. Apar n-am orar, mereu când îmi fac eu zante să mă uit pe orar. Eu nu mai știu că aveam prin cel 3, cred să 4. Mamă, măi. Dar așa zice, eram cool, nu că știam totul pe deosă, eram cool cu materia, gen. Da, tot ce ai, adică. Știi cum e, depinde și ce... Gen, cum te ai cu proful și așa mai departe, gen. Asta contează. Aveai pile, că măta lucra la... Da, da. Învățământul românesc. Lucra în învățământul românesc. Numai colegii mei pot de la nota 6 să-i treacă 10 în catalog. Cu pincuriști infecți. Pe profii mei îi deranjează că le spun adevărul despre ei și ce mă deranjează și că nu-i pup în cur. Și cam așa e cu toată lumea, de fapt, da. Asta e partea a doua. Să se ofenzeze cu aia. Ce poate să-mi facă? Și cum e, poți să-i spui adevărul, dar pe un ton mai relaxat, nu să te îngură cu ei sau chestii genul. Nu mai au în gură, dar ei se ofenzează pentru că... Sau dacă vezi că și ea trigger, tu te oprești, nu trebuie să o continui, că și tu o ții pe a ta, el o ține pe a lui. Deci aveam oră cu profa de geografie, știi? Și veni și ea, căci că... Măi, așa, îmi zice numele, ci că... Dar tu scrii sau nu scrii? Că văd că mereu ești înaintea mea. Și gen, eu scriam, știi, am scris. Vine, mă verifică la caiet, vede că am scris, gen. Zice, mamă, dar ce repede scrii pe la mea. Și după aia n-avea ce argument să mai dea. Sau de ce se ia de mine și se ia de mine ca mine le coaie. Și am zis că vă luați de mine pentru că nu mai aveți argumente împotriva mea. Știi că, cum îți permiți să vorbești așa cu mine? Ultima oară când o pur la doua de geografie. La mine a intrat directorul. Nu, și așa, a vrut să ne anunțe despre vara națională și atunci urla la mine. Vreau să ofensa cu aia, pentru că ea voia să ia de mine, gen că nu voia să, ia fi, să fie ea aia care a căutat argumentul, bine argument, mă rog, și nu a avut de ce să o lua de inele mele și nebun și gen și avea inele la mână, că mă întreabă, dar ce să le ia de la mână ta? Zic, păi exact ce avea și dumneavoastră. Doamne, bă. Iată domnul Luca Roz, bine, bine, ia-ți, ia-ți. Putem încerca după match-ul ăsta dacă am cu cine să dau. Tință că nu o să am cu cine să dau. După aia tot ele sau ei ăsta care poartă pică pe tine. Mă rog. Ce dracu să le cer. Niște boșorogi în pula mea încuiat la minte. Nu mai pot eu de... Bă, de păr nu pula nimeni. Te-ai tu însă, ai făcut tu un bascat. Bă, până la urmă nu-mi fac bascat, bă, pula. Cum atunci nu-ți dă cum mă mori. S-a ofuscat degeaba profesoara aia, da? Așa să zic, gen... Nu știu dacă neapărat cineva a câștigat războiul ăla, da? Ce război? Ăsta, gen, eu n-am făcut niciodată chiar cum a vrut ea, dar nici n-am lăsat-o, gen, să fiu rebelul ăla. Măi, rebelule, măi. Ți-a crescut părul la coaie și bărbat? Aaa, stai, era profa de română care s-a luat de părul tău? Da, bă, dacă... Ce mă gândeam, mă. Uite, dacă aveți... Uite, se fute cu ildreanță. Care va un solo bătaie, vă aștept cu o să vi-l dau pe chat și pe ecran, vă aștept dacă vreți să fim măcar vreo 7-8 oameni. Salut, cine a intrat? Nimeni. A, ăla a fost Mihnea Coai? Da. Mamă, ba pula. S-a adunat Dani X post bine pe simulația ta. Bine, vă aștept un solo bătaie dacă vreți. Domnul Dani X post. Aștept. X boașe.
pula mea. Hai că am avut și noi, am avut și noi war. Aoleu, ne-au desfințat băieții, ce treabă, bă, 20... Nu-ți mai dai de gura și la town hall-ul ăla în pana mea. Bă, sincer, nu-mi dau de gura voastră, că dacă era deja gata construit sau pe 3 seara, sincer, dau de gura voastră, nu mi-am dat tot. Foarte bine atunci. Chiar cu gura noastră, anonime. Hai că să nu mai vă plângeți voi de mine. Că mă chinui de o săptămână cu niște grenade, cu bombe și airmine-uri din alea. Teoretic, da, dacă mut tot ce am în trezorerie în ăsta, aș avea chiar și acum, în secundă ăsta. Că am 500.000 în trezorerie și la mine am 2.7-2.8 milioane, aproape și ai 3 milioane. Ai ceva, glumă. Dacă cât mut... e maxim? Cât e capacitatea maximă? Eu... 3.3. Deci dacă mut tot din trezorerie, iar umple, gen, cred că... Nu știu să nu faci. Dar nu muge, nu mut, nu, dacă am nevoie, îți rămâne acolo în trezorerie. Nu mă refer să nu-mi dai upgrade la town hall. Snobule. Aolea, ne-au rupt băieții la orul ăla. Vă și văd că au și ieșit din nou, 27 la 19. Nu știu. Am înțeles, ăsta nu-i custom-ul meu. E bine. Ia stai așa, câți membri mai sunt în clan 19. Mai fac un or, bă, mai dau un or. Ce zici, da. Eu nu mai sunt clan. A, au ieșit, da, au ieșit, ieșit. Nu știu de ce, dar au ieșit. Nu. Eu mă joc Clash Royale. Dau aici puși spre Master 1, dar nu mi-a să vedem aici gura lui. Bă, că și treaba are una cu alta, eu zic că Clash of Clans. Bă, da, și am zis că nu mă mai joc Clash of Clans, că dau puși spre Master 1 pe Clash Royale. Asta e ca și aia, că nu mai intru la tine pe live cum apuc de samp. Anonimul sampistul. Nu, 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 era... Nu, la anonimul n-a mai fost activ. Da. Eu spus o degeaba. E zdreanță. Mamă, cum dracul poate asta cu ei? Poate poți să dai star, dacă, adică, sper că ai dat cu cât de cât pe care ne știm, nu cu ăștia random-ii. A, bă, stai așa. Am dat cu primii 10 care mi-a apărut acolo. Cine avem? Vlad Boss, tu, Gabriel, ok, VIP, eu, George, ok. O, am avut 4.890, acum am 4.750. Nu știu, eu v-am zis, dacă nu vă merge sau luați o pauză, gen, nu te chinui așa, iurea, gen. Da, făceam câte urme și pe zi, dar astăzi m-a apucat nebunia că m-a plictisit. Gen, dacă vezi că ai mai multe luzuri, ia o pauză, nu te chinui, că o să pierzi și mai mult. Și te enervezi. Mm-hmm. Spargi telefonul. M-aș spar două telefoane la Clash Royale, când era mai mic și tocmai de-aia m-am și lăsat. Sezonul ăsta n-am prea jucat nimic, sincer. Trebuie să-mi iau mai puțin de o lună medalia de 4 ani, nu știu, mai, nu-ți dau să fiu, nu-ți fiu 3, cam așa. Cu 3 săptămâni, 4. Se joacă toți cu Mega Knight. Mega Knight. Bărăbucea trebuie în 2 minute. Bagă reclama de la Ineva, bro. Aveți codul în chat, vi-l mai dau acolo, 2707 și vin și în 2 minute. Nu se cacă.
No bun chat, haideți că am revenit și eu. Salut, Nadia Feleca. Bine ai venit pe dimineața. Nadia cu mâneci. Nadia cu mâneci. Nadia cu mâneci. Puia, nu? Pula. Ah, lol. Da, bă, coi, nu ți-am zis că am băgat gen, am luat punct de pufuleț și am turnat bere în ea. Și am zis de la câine, dar n-a vrut să mănânce, săracu. Da, bine, mai bine că n-am mâncat, sincer. Oh, liște. Bă, pana mea, mă, care am făcut o băiță. Și-a pierdut de demnitatea. Și-a pierdut de demnitatea, bă. Neața, domnul Arian, bine, pe stream, neața, neața. Săracu cățel. Ce? Săracu câine. Nu cred că o să mai ieșesc din casă. Dar nu, că nu era în casă, stăteam în curte, noi stăteam în foișor. Aha. Adică, te rog frumos. Te dai luptător, dar ești o pizdă să spui tocuri. Anonimul? Sir! Ce faci? Bă, destul de bine. Laba. Anumite, te-ai omorât vreodată copii într-o șosetă. Hai, mamă, băieți, nu știam că sunteți așa nebuni. I don't usually... Luca Rus Bralu vrea să fie băgat pe Discord. Să-l amul acolo unde e. Anime, dar nu mi-a plăcut. A fost câțiva băieți pe camera, pe camera ieri pe Discord. A auzit? M-au pus și muzică. Da, mă, da. Bă, bate la Naruto de pe camera aia era de monju. Adică ei zic asta, dar nici nu vor să facă o schimbare la modul ăla. Bă, nu știu. Vă recomand să vă duceți la o petrecere cu aia dacă... Tot așa, știți? Vă îmbătați cu aia și faceți chestii ca lumea cu tovarășii voștri. De exemplu. E, nu din alea chiar cum a fost la seară, dar alte chestii, Caterinca, știi? Și m-au luat și voi o pauză de la Fortnite ăsta. Eu nu mă joc. Nu mine. Asta zic. Eu mă joc Clash Royale. Da, 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 știu. Eu am pula mare. Ok. Băieții care se joacă Clash Royale au scula mare. Au o scula mare în gură, poate. Între picioare. Între picioare. Eu Challenger 3 și am 3 picioare. Aha. Oh. Challenger 3 la nivel 9 sau ce nivel ai? Da, 9 și aproape trec Master 1, dar văd că nu vor băieții să trec. Hai, mamă. Anonimul are 4.000 trofee la nivel 13, maxat. Da, nu mai joc. Emilene, să joc în fiecare lună, gen, să pușe. A făcut luna trecută, luna trecută, gen, am ajuns all-time record-ul. Dar Emilene, iar de la început aceeași povestie, de la viitoare, iar de la început și tot așa în... Ce anonimi ai, dragi? Am o colegă care are Town Hall 11. Măcar de nu era o dată pe lună pe Clash, gen. Odată la 2-3 luni, nu o să fie doar mai lung. Pe Fortnite. Da, asta am gândit și eu, gen, cu punctele la arena, știi? Că da, acolo încep la 0, dar nu le facem fiecare lună. Aproape în maxez și eu Tom Hall 9, mai trebuie zidurile și... Vai, coi, chiar că am un colegi care Tom Hall 11 acum realizez. Bă, voi schimba 60 de like-uri, chat. Dacă n-am pus streamul ăsta, un like check, boys. Să uite așa pe acolo de un like, un subscribe, așa pe ce mult, doar 12 like-uri, boys. 12. Doar 12? Zic că sunt destul de multe și să nu mai faci pretenții. S-ar putea să nu mai ai nici pe alea.
ești tank, îți am. Ești top. Mamă, ce prost, trebuia să dau creștere. When he is ugly, but in a pretty way. M-au prins așa niște emoții când am mers la evaluarea națională, nu știu de ce. Păi e un examen un pic mai important, mă rog. Dacă nu prea particip la olimpiade, e cam cel mai important până la punctul ăsta pentru tine, cea mai mare chestie. Nu prea particip la ore anonime. Atunci examenul ăsta a fost cam cel mai important pentru tine la momentul ăla. Nu zicea nimul adevărul, băieți, fiți pe fază. Am pule în cur. Foarte bine. Yes, sir. Și pe anonime? Da. Oh my god. Măcar nu sunt singurul. La anonime îi place scula. Scula maro. Îi place să-și bate scula cu alți băieți. Mai, coaie, cum dracu să faci așa ceva în pula mea? Da, coaie. Hammer fight al lui. Duceți-vă pe tonhăl așa. Cred că se uită la pe care l-atac pe mine. Mamă, ce cate de-a mimuri despre nazism anonimul. Șasele mi-au apărut. Adică i-am găsit ieri, actually, dar am așteptat până să le trimit, că știam că dacă le trimit ieri, le trimiteam degeaba. Nu e cine ești nazist? Nu le mai vedeam niciodată. Da. Bă, roșia asta. Și cu atâtea, nu am, veri. Urât. Ai, nu cred că îi dau 3 stele, bă. Oh my god, nu-i med, este ultimul 1v1 din custom-ul tău. Cine crezi că va câștiga? La mișto n-am luat pe nimeni niciodată. Am văzut în vedere că cel puțin unul dintre ei e pe Anonymous, n-am nici mai facă idee. Eu zic că eu voi câștiga. Nu cred că nu-i dau 100%. Hai, nu-i dau toți morții și răniții. Builder hat-ul tău. Nu poți scrie mesaje pe Clash Royale. Pe Clash of Clans. Vreau să scriu un mesaj frumos, poate. Mă, dar blogul român în comun. Ai zis că nu mai joci. Eu voi am început să mă joc din nou. Anonime? Da. Ai avut vreodată o colegă care să facă zile pe Snap cu diriginta ta? Nu. Am eu. Coi, coi. Bă, nu pare folosesc eu Snap-ul. Adică... Și nu mă merg de ce are în fiecare an media 10 la... Fac focuri doar cu o singură persoană, pana mea de... O grămadă de timp, în rest nu fac cu nimeni. Nici nu trimis Snap-uri. Eu cred că mi se pare cea mai useless chestie, sincer. E, cu ce scop? Păi, exact.
Eu... Mamă, vrei, mă dor mâinile super tare, dar nu înțeleg. Poate că dacă... Eu am 100 de mii scor. Oare m-am bătut aseară, nici nu știu. Dacă ratezi... Și dacă ratezi, zici mai bine după și depresia, deci mai bine o lași așa. Dor, coaie mâinile. Vă aștept ca să mai urmeze, probabil, un solo bătaie, ce mai probabil. Păi de-ai TikTok-ul ăla de ce l-am trimis ultimul e... Miroase de cou, al, a bere. Mamă, că ai cum puteți să bere. Că tot e... Pantalonii miroase a câine cu bere. De asta tot portofelul. Nu, nu miroase a coaie. Că mă spăl la coaie, ca să nu pută. Ce zice Anonymous? TikTok-ul ăla de ce l-am trimis. Vă aștept 2707 să-l bătaie, dacă mai vezi. Dacă poate să cu printul la 20 de grade sau... Bă, Mihnea, vezi că-ți trimit în TikTok, bro. Bă, mi-a rămas anoracul la pizda aia, băga mea și pula... Bă, bă, coaie, și nici nu știu cum e. E, dar mă găsesc eu aici, bă, pula mă asta. Vezi că ți-am trimis în TikTok, bro. Eu nu deschid. Dar și eu prost coaie, am dat anoracul meu, că okay. Era fresh, știi? Cine dracu mai de Hanora ce de acum? Sărătăm în ziua Anonymous. Da. Ăla cu teroristul. Da, can I upgrade my terrorists? Băi, teroriștilor, cum fac să-mi recuperez Hanora cu dă-mi o idee Anonymous? Dai mesaj, vă întâlniți mâine înaintea școlii și aia. Sau după școală. Ești Hanora cu meu preferat. Deci nu trebuia să-ți scot din gheoz, dar mai bine. Teroriști. Tu să-ți upgradezi teroriști, că e epic să... Vreau să-mi upgradez musulmanii. Exact. Muslim. Mamă, dar... Bă, deci afară o floa, știi, dar e și cald. Dar nu mai este. Vreau anoracul înapoi, fă! Ți-a că-i dau mesaj de acum și... Se aduc acasă, bro. Primești. Sau domnul Ari Graal neațeanța, bro? Bine, bine, bine. Doamne, deci de nu m-a distrus ideea care joacă cu Xbox, dau. Se mai joacă lumea Xbox? Da. E drag să joacă la partea aia. Homosexuali. E echip, bă. Asta... S-a dat apă. Să a domnul Robert, bine, e pe stream de ațineața. E bine, e bine. Căcat. Aaa, n-am bani pe care să iau membru las că intră bursa aia și mec de 5 milioane. No, a, nu mie, de fapt, nu, unui prieten a intrat bursa 7 lei, pentru că au fost 150 de lei la toată clasa, bine, 150. 7. Da, și mi-a arătat, și că zicea, era omul revoltat că nici măcar nu-i poate scoate. Și mi-a cerut mie să-i transfer 3 lei ca să poată să-i scoate și mi-a dat el, știi? Mai bine nu știu, tu dai mie nu baci bani la așa, sunt bătaie de joc. Asta e mai mare bătaie de joc decât alocația cândva de 20 de lei sau câte ori. La mine s-o lua bursă de la 9, 5, 6 și mai mult de 300 de lei la fiecare copil. Bă, la noi a fost de la 8.50 în sus și nu știu cât e, dar faza e că nu a intrat nici acum la noi. Semestru trecut la noi s-o dat de la 9, 90. Păi nu prea au de unde să văd ele, în fapt că... Dacă tot ați stat acasă, știi cum e. Notele alea au fost mai mult sau mai puțin pe merit. S-a dat un Slipsy 453, bine, e pe stream neațeanța, o să dau starte mea. Și uite așa, uite un like, un subscribe, așa pe cea mult, dacă să-i deci, să se 5 săptămâni, 5, 25 ore de mate, văd eu cum le fentez. Bă, nu știu, faza e că la mine, cu cât am crescut, gen înspre a 12-a, nu, la 12-a, începea să ia cât mai mulți bursă. Se lua o dată pe semestru. Mai știu cât se lua. Mă, nu știu, voi primiți pe lună sau pe semestru? Pe semestru. O, nu știu, parcă eu primisem mai mult de 3 milioane pe semestru. Da, sigur. Data trecută am primit 570 de lei. Da, domnul Sairo Codatu, bine pe stream, neațeața. Bine, bine. Gata, m-am vorbit cu ea și mi-a zis că, ci, că mi-l aduce mâine la liceu. Easy. Ce vreau să te întreb Anonymous? Mi s-a schimbat overlay-ul ăsta pe Discord, gen, nu overlay-ul, în căcatul ăla din bară de notificări, știi, și notificările, culoarea. Și efectiv, acum se camuflează Discord, că înainte era albastru, acum e negru, gri. E negru, da, a, negru, mă rog. Și gen, se camuflează cu celelalte notificări și mi-e mai greu să-l identific efectiv, ca să mă dau de pe difon și de pe mușii, e nervant rău. Ba, asta nu știu să zic. Să spun undeva ca să... Nu l-am, că... Probabil după ce închis stream-ul mă duc și o să mă spăl cu aia, că...
picioare. Păi, eu trebuie să mă spăl, că mă doar școală, nu mă mai spăl la din martie. Put, din martie anul trecut. Din martie anul trecut. Din martie anul trecut, că nu mai trebuie să mă duc la școală. Bă, și eu la fel, dar mai aștept poate până în septembrie, când ne cheamă pe noi înapoi, octombrie. Vreau să mă mai spăl și eu, că... Put. Vă aștept chat 2707, mai stăm un minut. Și uite ceva de un like, un subscribe, așa făceam un dacă ți-ai zis un like, un sub. Bine că mergem cu masca, nu trebuie să mă spăl pe dinți. Top. Îmi place mine. Am lingurii. Tot așa, bă, tot așa. Eu am lingurii în clasă. Dar chiar m-a luat diriga de mine și de, mă rog, grupul ăla unde stau eu. Că ce facem prea mulți gomotonuri? Bă, dar noi suntem copii aia super cuminți, bă, deci știi doar că eu sunt băiat foarte cuminte de obicei. Și eu nu-mi fac niciun pic de gălăgie. Și aproape de noi, că să ne mute, spune la mea. Te bați foarte din prima, bro, te bați din prima. Eu stau în a doua bancă. Eu stau în prima. Nu e ironic. Eu sunt cel mai înalt din clasă. Bă, same, așa am fost și eu. Ai. Ia, iurea rău, bă. Da, lasă, măcar am persoane miștate lângă mine. Suntem 6 copii în primele bănci și noi nu știm nimic la matematică și trebuie cumva să ne mutăm în spate. Bă, nu știu, eram gen super ok. Ți-am zis când m-am pus în... Bă, în general am stat mereu în ultima și la altceva am început să stau în primă. Zi. Adică, de ce? Targeta primul? A, da, știu, știu ce zice, era rău. Anal. Da, pentru că la alea erai gen printre cei mai buni, probabil, sau poate chiar cel mai bun din clasă și de aia. Gen. Și eu dat așa. Nu sunt chiar nou, nu m-a interesat. Eu stau în ultima bancă și la biologie trebuie să mergem într-un laborator sau... Cred că așa e zice. Și să pun toți colegii pe lângă mine, că bănțile sunt unite și eu știu cel mai bine și așa de bine mă simt. Ca și cum ți-ai oprit nețul la teste. Ești biolog, bro? Da. Te faci tu din ăla... Drag să nu știe. Biolog, cred că. De la de caută în chestă. Oh. Ăla e la... La femei moarte, necrofil. Nu mai știu de care, Anonymous, ăla de zicea mine. Chis, da. Ginecolog. Ah, ginecolog, da, așa. Mă pot mândri că m-au căutat trei femei când până m-au operat la coaie. Da, se face Mihnea, ginecolog pentru femei moarte. Bruh. Bruh. La domnul Radu 12 vine pe stream, neața, neața, nimeni. Salut, Radu, bro! Vai, ce cald e! Am primit și eu de pomană niște haine, să mă duc și eu la școală. Da, bă, eu am fost tine în pantalon scurt, știi, bă, și când m-a prins ploaia, să-mi bag pula, am înghețat coi. Bag pula în Galați. Nu, veniți coi în Galați, că sunt copii care spală câini cu bere, sau care fac docking. Cum să faci docking, coi? Oricât de beat aș fi fost, bă, nu aș fi făcut. Bă, n-am ce să zic, a fost mișto, gen aventura. Bine, nu, mamă, ce weird a sunat de parcă aș fi făcut-o eu. Ai mai face și altă dată? Nu, mersi.
Doamne, am făcut-o ca să mai fac și altă. Vă aștept chat. Hai că vă aștept. Da. Ai avut prieteni așa de nebun, frate. Vă aștept anonimul la docking, auziți? Eu zic să vă înghesuiți. Anonimul, dacă e vorba de docking, numai cu tine fac, frate. Sau cu Mihnea. Vezi că ne-a găsit ăștia oara acum un minut, hai să vedem. Da, bă, că eu fac poate și nebun. Ne-a găsit ăștia, ne-a găsit. Dorane. Voi nu mai pot de cald, băi, coai. Te mâncă coaiele? Nu, mi le mănânci tu. Ce-ai, bro? Bă, așa, așa hazoa, s-a fost gluma. Deci, cu cine... De bă, aștept. Cu cine luptăm aici? Bă, pentru mine, probabil, da. Mamă, ce bază are primul, fratele meu, are pereți mai bun decât am eu. Ce are? Are pereți mai bun decât am eu, toți au pereți mai bun decât am eu. Evident. Hai că mă gândesc că până acum trezeam la și 40. Până acum trezeam la și 40 și acum la și 40 la școală. Exact, bă. Bine, eu mă trezeam cu vreo 2-3 minute. Coioasă? Ar trebui să-și ia bani. Domnul Lucarul dorește să fie băgat în pizda. Dar nu-i chiar capat. Seamănă cât de cât, dar uite, toți au aceeași bază. Tip locul 4, locul 3 au aceeași bază. Da, doar că bănuiesc că au un folor mai mic. Ia uitați-vă la locul 8. Defensor mai mic. Locul 8 cred că e cel mai ușor de bătut. Stai că eu îmi fac 4, bă, că sunt băiat responsabil. Ordonea cum mi-l face mama. Bă, leu. Cred că trebuie să-mi bag ghiozan la spălat, ești prost. Îți bagi mâna la coi. Nu, no, încă nu. Ah, numai de seară. Înainte de școală. Nu pot să fiu obosit la școală. Înainte să intru în liceu ca să le dau la profesor pe la nas. Le dau, luați de aici. Ia, stai, bă. Am un tricou, un ghiozan, dar nu știu acu' e, că nu e a meu. Bă, nu știu acu' e, dar arată mișto tricou. L-ai pentat. Nea, nu. Bă, coai, fără mișto, că nu știu acu' e. Stai, că n-am mesaj pe grup. Mamă, aici aș... Țicări, dracu, nu știu ce, nu știu acu' e să stea. Hai, de pana mea... Am o cutie de-asta de căști. Bine, asta e a mea. E de prezervative, am crezut. Nu, aia e acasă. Yes, sir. Păi de poate, ce... Ăsta... Tu bei hell cu geleuri? Nu. El își face aia că... Cu... geleuri. O, de și cu hell. Anonimul, știi ce era de azi? Știi ce era de azepam? Mama lucrează la farmacie, dacă vrei mă duc să o chem la microfon să zică. Nu, no, nu, no, nu, no, las. Las, las. Au zis, mama, că vin fetele și cer teste pentru sarcină pentru un prieten. Da, da, fete de 13 ani. Salut! Nu, chiar. Vlad, o venit 24 ani, bine ai venit, ați ața. Bine ai venit, ceva pentru copil. Bine ai venit, bine. Salut, domnul Zuz, bine ai venit, bine ați venit, guys. Bine ați venit, bine ați venit. Poate pentru stor, sa măi, animalule. Nu. Ce trist. M-a întrebat câți ani are și o zic are 2 săptămâni. Înțeles. Da. Total per nebun. Înțeles că de la lepțe am dat cu stapa în grădină. Ai schimbat microfonul sau țigări? Ai schimbat microfonul sau țigările? Țigările, bro.
Da, de ce vrei vocea groasă? A trebuit să las mentolatele. Am altceva groasă. A trebuit să las mentolatele, că s-au interzis. Da. A schimbat anonimul mâna. Te dai, dar a fost. M-am mai dat să scutur și eu gheozdan ăsta cred. Avem un coleg care are mâna în gips și a întrebat în ori o căzut, ori o schimbat mâna la labă. Mamă, ce dumne de clasă așa seama. Corect. Nu mă așteptam la altă educație. Și mama lui băiatul ăla care o zis face TikTok-uri cu berea. Bă, ce să zic, wholesome. S-a întâmplat la spun. Bă, coi, nu știu. Ce trăc, eu zic asta așa. Da. Bine, s-au urcat câinele pe el în pana mea, câinele... Era al dracu de câine. Bă, și cum mi-o claxonat, dacă m-a intenționat că știe că sunt spectate pe el. Te mir de ce ai 9 oameni pe live, că nici nu comunici cu abonații. Da, băi, nesimțit-o. Ce să facem, bă, ce să facem? Nesimțit-o, nu comunici cu abonații care ești. Bă, fază, uite să vă spun că v-am lăsat în sinere. Am 20 de ani și trebuie să-mi asum de ce v-am lăsat în sinere când m-ați întrebat de Discord. N-am prea vrut să vă mut, că ieri s-a creat așa un mare scandal pe Discord. Știi, era multă lume, se vorbeau mult, să se prea mai întregea nimic. Ăsta e adevărul. M-am asumat. Intram aseară pe Discord la cum eram, cred că făceam un mare scandal până mă dădeai afară. Eu chiar sunt nemulțumit de mine că pe aseară m-a dormit și am putut intra pe Discord. Ai văzut duminica reală, bro, iar un match? Nu am văzut, eu trebuie să o vizionez. M-am dat upgrade la Town Hall-ul de pe baza a doua, Builder's Base, două zile. De cât ți-l faci? Eu mi-l am de-abia de level 5. M-am și eu de-abia de level 5. Și eu gen chiar mă chinui de mult cu baza aia. Hotelul din Egipt e bântuit. Cine e bântuit, mă? Hotelul din Egipt. Care hotel? Ah. Care hotel? Din Egipt. Hotelul care se află în Egipt, frate, n-ai auzit? Ce detalii mai vrei? Iau numai un hotel în Egipt. Da. Hotelul la care a fost Teo 10. Românii se duceau în Egipt acum în vacanță de Paște, nu? S-a adus alber nebună. Sunt mortul. Are bani, bro, are bani. Bă, nu zic că n-are bani, dar nu știam că s-a adus în Egipt. Ați zis, majoritatea românilor ăștia, superstarul, bla bla, stau prin Zanzibar, Egipt. Prin, nu Zanzibar, știu, așa. Prin Tulum, nu știu dacă au ajuns, că mexicanii au probleme. Că mexicanii au o problemă cu românii în mod neironic, gen... Nu, cu românii, cu românii, căci că au oprit la un moment dat aeroport. Nu am o problemă cu negri. Am zis cu românii. Că la un moment dat au oprit la aeroport, nu știu câți români i-au ținut acolo efectiv în aeroport. I-au tras pe dreapta. Aaa, țin minte, erau aia 8 sau 9 români. Da, și au mexicani ceva cu românii și nu se prea duc ăștia. Ia, un mesaj pe de la... Mamă, ce genial s-a dat și ăștia, mă jur. Da, bă, ți-ai stricat adidașii aia, fram. Aaa, dar chiar, bă, bine că mi-ai amintit că trebuie să-i spăl. Bună, bun. Good point, bro. Bă, ce să zic, Jordan de 300 euro, i-am băgat în ultimele... Inserting the Jordan into the washing machine. Nu-i bag în mașina de spălat, că s-ar putea să-i distrug cu totul. Cred că-i spăla, cum se numește, la duș, ești nebun. Să mor. Asta. Hai bă, că mi-am făcut și niște curățenie pe aici. Ce să mai fac? Să-mi iau să spăl Jordan. Ai Jordan Dior? A, nu are Jordan, trebuie scoate, ești limitată. Travis Scott, e tipul ăla din Fortnite. Nu știu cine e. E tipul ăla din Fortnite. La mine băieții te roagă în continuu să-i bași pe Discord. I know. Bă băieți, mă, nu vedeți că pe anumul doare la pulă de voi.
Te-au părere ultimele ediții Survivor? Nu le-am vizionat, că am adormit înainte, că am fost obosit. Am adormit la 10. Știu că au câștigat prima imunitate războinici și au fost nominalizat Sebi și Ștefan. Și iar au câștigat mai mult. Iar și ne-a părăsit Sorinaccio. Și au fost nominalizat Bogdan. Și acum iar o să dea Bogdan afară pe cineva de dincolo, să vezi că ia prea puțin să mai scoată de la ei. Sunt curios pe cine. Trebuie să plece cineva de la Faimoș. Se joacă solo bătaie, domnul Marcus, solo bătaie. Lucarus este pe cameră, Lucarus, ai dreptul la cuvânt. Haide. Numai dacă ne mângi tu la coaie. Mai ușor cu limbajul ăsta, tinere. Îmi cer scuze. O să-mi dau peste gură. Iată. Da, bro, chiar tu ești ăla din... Mai până la nas dacă vreau. Chiar tu ești ăla din postul de pe Discord? Eu? Da. Eu. Stai anonim, ăsta, Mihnea și-a schimbat poza de profil? Da. No. Întreba cineva la mea pe Discord dacă chiar e el ăsta din poza. Și am răspuns că tata cu pisicuța de măs. A, e tactul, deci înseamnă că semănați. Deci practic ești un tu, doar că mai în vârstă. Da, un pic mai în vârstă. Dar poate ești adoptat, cine știe. Mama mea, ce curge de pe Jordan ăștia. Mă, ai și tu ai fonsul ăsta. Ce trebuie, mă, păi, sânge? A, nu-i sânge, dar nu știu asta. Te-au dat drumul fetițele în Adidas. Moșirlă, bro, moșirlă. Nu, e ceva cu roșu aici, cu aici, nebun. Yep. Nu, vă rog, nu mai, gata, nu mai. Sper să fie, oricum. Că am foarte mult și dacă nu se ia roșu ăsta, am cam belit cu cucu. Cucu de la Faimoș. Mamă, dar ce greu să iasă-mi la fără. Anume, te uiți la burlacul. Bă, râdeți de Survivor. Cred că la imagine ai fiut bunicul aici, nebun. Râdeți de Survivor ăla, dar burlacul ăla e o chestie și mai... Deci mi se pare o... idioțenie, nu știu, adică așa în sine, gen... O, pe soră, începe șef la tuțin. Gen... A pula mare. Un fel de insula iubirii. Cu buzele de jos sunt flate. Mi se pare prostie, gen... Bărbații au două capete și fetițele patru buze. Am zis, ce înseamnă o prostie de show. Nebunul sau care Albert? Cum de la Survivor în România. E belește scula. Ce știu dacă pleca Sorin? Vreau doar băieții să arate la Sorin că Albert e cineva? Nu, no, că genii ei cred că din cauza conflictului el a fost votat. Ei poate nu prea știu ce face domnul țara românească pe Insta. Aș fi dat custom la Arena, dar din păcate îmi dă kick, gen, dacă mor îmi dă kick și nu pot sta spectator. Ana Beregoi, cum sună liniștea? Da chiar, cum sună liniștea? Cum ne spune Ana Beregoi. Da. Îmi ia coaiele în gură. Probabil că da. Băi, ce ai, bro? S-au zgâria puțin aici, dar nu, nu se văd. Dacă era dracu. Maria sau Ulea? Rapul, cu da,
Ia zic. A, dar mi-ai mai zis asta odată. Poate să se joacă cu Clash Royale. Cine? Carada Shell Screen. Eu vedem câte trofee are. 3000. Ești pișu caca. Intră în clan, băi, pișu caca. Salut. Sara Maria sau de bine pe streamul ăsta. E bine. Bine, bine. Dar nu să dăm un 1v1. Stai, vezi că acum îți dau pe clan să dăm un 1v1 cinstit. Cât am la sută? 5. Te bag cu 5%. Să-l rupi, bro. Îl rup la fund. Stai, vezi că acum pornești eu crești realul. Da, tipul nu ăla... triple draft, frate, dă-i înapoi că eu dau aici. Dar tipul ăla, Radu, de pe clan, e Radu ăla? Da. Ok. Radu, prietenul care a jucat cu Mihnea la customuri. Da. Da, cum poți să nu mai ucer skin-ul lui? Da, pui pe mute, pe PC în dreapta da, jos. Ce bă sărăcia asta? Nu ce pula e asta, uite ce mi-a pus aici. Băi mei, pula să mi-o bei. Băi mei, pula să mi-o bei, ce mi-ai pus aici? Mamă, dacă nu mi-a mâine iau. Hai de pula mea. Pula mea, coară în gură. Cum spune Anonymous, la asta avem mai mult de muncă. Da. Bă, băiete, bă, după asta dăm și unul, bă, serios, nu unul ăsta ce mi-a pus. Nu, nu, e... nu, bro, l-ai lăsat, dacă te bate, l-ai lăsat, bro. L-ai oh, lăsat. Da. L-ai lăsat. Ai jucat la mișto, l-ai lăsat. Bă, băgă-mi și pula, mă, ăsta ce mi-a pus aici. Pune-mi-ar mâna la coaie. Vă aștept, dacă vreți să-l domnul Daniel, să-l o bătaie, bro, 27-97. Solo la coaie. Hai, că am pușat și un pic pentru voi pe Clash Royale, am ajuns la 4959 pentru voi. Pentru noi, i-auzi. I-a zis Mihnea că eu nu joc. Pentru comunitatea lui Torță. I-a zis Mihnea că eu nu joc. Mamă, dar ăștia, candidatul ăsta... De plare. Era eu sneakerhead boys, să înțelegeți. Nu, coaie, da. Mai bine îmi luam vanșii sau... Da, vai încerca să-ți arunci în aer să vezi cum aterizează. Dacă au stabilitate. Nu, că gen, proiectele de vanși originale aterizează mereu pe... gen bine. Mereu pe bine. Dar acum am spălat de da și ăștia nu prea. Vă spun că gen, în teorie, pentru că gen, ce ai în... pe acolo, mă rog, ar trebui să fie ceva greutate, evident. Ai în coaie. Că gen, teoretic tău, ce ai jos să fie mai greu decât tot materialul ăla de sus. Pula jos. Bă, da, talpa e mai grea decât materialul de sus, evident. Mult mai grea. Probabil de aia. Abă, Icaru, că-ți dau la muie. Ceiș. Une mie mâna la șapcă. Refrain from using this language, bro. Și red coaie, dar ce dracu e căcatul ăsta? Salut domnul Toto, bine, bine, ați zis, o, aterizezi unde vrei, bro, aterizezi unde vrei și te bazi în primă. O pulă de cal. Da, bă, s-a terminat ieri și sezonul cu numărul 16 din te cunosc de undeva. Te pui cu blondele. Te fruți cu ele. Na, ia uite ce am dat la muiele ăsta. Tot cu game modului de putuț în cur. Ia la muie, fraiere. Gata, bro, chill. Ia la muie. Ia da la muie. Vezi că ești cam crack, bro. Eu? Misogi? Da. Da. Ha, ha, ce ți-a făcut-o, bă? Ți-am făcut-o anonime. Am tras la muie. Vai, coi. Trebuia să flow ieri, mă, frate, mă, ca să am eu de muncă acum. Mamă, masca a venit în timp util, nu cred. Salut, frate! Nu credeam că să mai revin azi. Da, și am fi uitat de el în pana mea. Fără supărare. Dar dacă am uitat să fac. E pe mute. S-a pus și pe mine. Nu mai cunoaște. Aduce-mi. Mă, mai știi vreo?
Lasă-mă să mă concentrez la org. Poți implis, dar ce faci? Mă concentrez la org, mă. Părere orul nou? Da, am mea la astea, la albria, da, de ce mai bună? Lucarul, salut, frate! Vezi că ți-am dat un pic la muie. Mamă, bro, dar ce ai? Eu? Am are. Și de aia. Este bună, anonimul pe locul 7 la voi. Deci, bă, am urcat în loc, am urcat o poziție. Ați trecut eram pe 8. La muie la acest turn. Nu că am venit Mihnea, revenit Mihnea, revenit Mihnea. Unde o revenit? L-am făcut-o pe mătă, am cur. Gata, calm, Jesus. Plăcerea voastră, să zic, da. Hai că-mi joc și-l joc cu chat-ul, te jucăm. Aterizăm după acest player în Lazy Lake, să vedem. Ai stream snipe anonime. Da. Îi dau stream snipe, da. Da, eu stream snipe anonim. Și anonimul-ți dă la muie. Ce știa găsi? Eu. Nu anonim. Mamă, cât sunt aici 4 oameni în Lazy, maa. Îi dau stream snap. Au dat contest. Are pump, are pump, eu ce am? Are, am pump. Are pula mare. Gata, m-am bătut, mamă, am jucat match, boys. Ai trimis un lobby, eh? Nu, no, m-a trimis el pe mine. Ia mă la papa cioclabă tristă, că ți-am dat-o iară. M-a trimis el pe mine la somnic. Nu știu dacă așa e. Ți-am dat-o. Da, gata, liniștiți-vă. Sheesh. Încearcă să mă... Vrei să dăm unul pe unul când ești mai bun un pic. N-ai nimic. Karma, bă, fac. Ban karma. Nu-i stres. Fighting să înveți. Nu-i stres, karma. Am murit la... Ți-am dat contest și am murit. I have to take it like a man. Ok, frate, la draft, că n-am cu ei. Take it like a gossip girl. Bă, mai dai unul? Te-am bătut de două ori, frate, la două din trei, ți-am dat la muie. Da, gata! N-a hai încă unul, la draft. N-am cu ei. La draft, în fauna mea. Dar ce sunteți așa nebun de pe meciul ăsta? Ia frumă. Nu știu, s-a răzdat Mihnea de Brawl Stars, s-a avut și de creșă. Mă gândeam să-mi iau Battle Pass-ul. Poate faci, bro. Ce? Anonimul intră pe Instagram. Imediat, te așa că îs în match-ul pentru 5.000 de trofee și am luat două turnuri, luat ăla și pe 3.000, am 3.000, mai am 3.000 de dat pe turnul main. A, bă, slab. Igra ea. Mamă, ce tu pe Igra. Mă, ce asculti? Eu? Culta Loredana Fitz, j-ador Fitz, Florin Salam Fud. Costi, Florin Salam. Fit, Culiță, Fit, Ba, Boias, Stefan, Nicu Paleru, Adi Vâl, Jean Craiova, Vali Vigelie.
Cum vreodată? Și după descrierea. Fericire, hashtag bună dimineața, băi, Costi, Jador, Loredana, Florin, Salam, Culiță, Sterbu. Patru, că nu știu să citesc numele, Nicu, Paleru, Ștefan de la Barbulești. Paleru, the fuck? Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova, Valigenie. Da, au sunat câte persoane din toată România, vrei să te mint? Ale cel mai mare colab. Câte ani au ajuns la ăstea? Un milion de bine. A, wow, wow, au doi, au aproape 13 milioane. Vai, mam. Păi ți-am zis că au sunat acolo toată elita manelor din România. Plus Loredana. A uitat pe Dani, dar Dani oricum intră ce pe toți la unul. Dacă mi-e un pic după gratis, dar nu-i problemă. Ba anonim. Da, ba anonim. Playerii, ultimii doi sunt lazy? Nu. No. Să fac cu liniște. Dig la ea. Mama, mama, ce tu pe aia pe aia. Doar pe Jador ce cântă dezbrăcat. Eferi, 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 Eferi. La. Da, și ce dacă ați putea. Mai bine mă uit la un video de la Psych. Am plătit 3 editori să-mi facă un montaj de Fortnite. Iată ce. L-am văzut. E, dar like, ai Psych pe shop. Dacă n-ai Psych pe shop, nu mai vorbesc cu tine. Aaa, te referi la băiatul ăla că vin și a zis că i-a dat trade la anonimul. Da, da. Ăla care i-a dus două persoane. Bă, dar mai sunt trending ăștia gen cu Loredana, cu fitul ăla, nu știu câte săptămâni deja. Pe s-ar avea 3 săptămâni deja și e mai încă trending. Ce până ai crescut, da. Ar venit să facem asta, să nu pun pe mine. Hai mă, frate, ce caută Bena Porci în trending-ul românesc, frate, what? Ce? Ce? Chiar e în trending românesc? Da, e fix sub Loredana, gen, dacă te-ți în trending. Ia, vedem. Loredana aici e pe 10 sau cât și e fix sub. E gen între Loredana și Marco Glass X Bacovia. Dar nu, unde e trending? Ah. Ia să... Da, ia uite-o. Nu știu ce cază, nu știu cum ajuns pe aici, dar... Ascultă. 35 de milioane, ai... Ascultă românii. Dar bine, acum e gen worldwide, gen nu... Un before and after. Da, dacă ne trimiteai tu ca bombă, era altceva. Stai că-ți trimiteți integral atunci când ne-am salvat. De obicei, când trimiteți o bombă, creierul n-are timp să gândească chestia. Sunt că... Mai ales dacă mai adaug și sunet, gen, eu când le ascult pe box și mai trebuie să și pune sunetul în volumul. Uite-te că ți-am trimis. Aolo, câte meți avea asta. Ia puțin să vedeți că mă uit la asta, să-mi dau pe lipa să mă la video-ul lui Psych. Bună ziua, Coie! Ceau, Coie! Ce faceți? Bine, tu! Am fost pe Discord, țipau aia, că am decapat și am ieșit. Nu eram pe Discord cu un mesaj cu Minecraft și tipul ăla, adică poate și după aia mi-a ieșit. Ok. Ce faci, bro? Bă, nimic, că am vrut să fac așa ceva, dar nu știu ce să mai fac. Bă, mă gândesc la ceva, zic că fac și fac pe dracu să mă ia. Săptămâna asta mi-aș dat școală, a? Nu. Vor scris aia pe grup. Nu mai am întrebat pe ei. Domnul Lucian, bine ai venit pe stream, neața. Bine. Nu, că am înțeles și eu că din Timișoara nu se deschid încă chiar toate, că am înțeles că avem low, dar nu e încă destul de low.
Eu sper să rămân așa, ca să nu se deschide, dar eu n-am chef cu aia, stau în pușcărie acolo, ca mă duc. Ba, acum depinde n-am de nimic cum... Acolo, stau de... Mă, eu nu pot să stau atâta pe telefon, mă plictisesc. Bă, plictisesc în continuu să stau pe telefon. A, avem 0.96 în Timișoara, nu se mai fac teste, știi? 0.96? Teoretic ar mai trebui să... Ar trebui să mergeți fizic cu voi. Așa, dar nu știu când e 0.96, cred că ca să meargă de luni trebuia să fie de vineri chestia aia. Ba nu, sau... Bă, mie nu-mi pasă că stau acasă, eu sunt mulțumit. Știu că a fost ministrul sănătății la telejurnalul de vineri seară la TVR și a zis că 90% dintre elevi se întorc dacă e sub 1 vineri, gen atunci când a fost el. Revin. Faptul e că, teoretic, numărul ar trebui să crească acum după ce v-a lăsat cu masca în aer liber. Am văzut și poze de prin parcuri în București, e dezastru acolo. Bă, e unul de pe Discord cu mine în match. Dar nu se mai fac teste. De pe camera asta, nu. Dar domnul Dani Verde, vreau voi schimba 60 like-uri, guys, vreau voi schimba 60 like-uri. A, vezi că ultimul e domnul Mario XE, bro. Dar domnul Adrian, bine venit, adevărat. Pe cum se face bătaie, gen, se face bătaie. Nu uitați voi guys acolo din nou de un like, un subscribe, așa pe cea mult. Asta e lazy. Mi-a plăcut deloc. Hmm? Mi-a plăcut deloc video-ul lui Psycho. Mi-am dat un dislike. Dar cine i-a editat? De pe internet, o, ca și cum o cumpărat și l-a dat la unul din România, Luna, acolo editat cel mai bine. Da, Am mai văzut clipuri de genul, de la de afară, gen, eu cum iar idee. De afară, că ea nu fac de 5-15, ba nu, de 50-15 de la, ea fac de la... Nu știu, 10, 50 și 100. Bă, depinde și asta, dar au făcut și el varianta așa mai românească a clipului. Ia stai să văd eu la unul. Că de obicei ăia de afară își cam scot investiția pe clip. El teoretic nu, dacă a făcut așa cu 10, 50, 100, bla bla, nu știu prea scotea. Le-au postat, gen, ar fi fost interesant să le fi și postat, așa puțin unul dintre ele clipurile, să le fi chiar și postat. Pur și simplu, gen, pe canal după. Ia să vedem aici. Privat și bădițar a zis să-l bagi pe camera de staff. Bagă-l acolo. Da bă, boaca balda. A fost șters în celălalt. Baca, baca boalda. Adică la ori. Easy shit. Dacă mai zici asta odată, ai dispărut de pe cameră. Ok. A, da, e bătaie, bătaie. Fără instigare. Salut domnul Ștef Co, hello bro, from Romania 2021. Welcome bro. Bă, l-am bătut eu ăsta. Păi da, oricum a fost trip step chestia asta. Păi avem un solo bătaie. N-am mai crescut în ore, bă. Ultimul match pe seara asta, pe stream-ul ăsta. Vă aștept dacă doriți, 2707 solo bătaie. Ultimul match de orice pe stream-ul ăsta, vă aștept. Bă, se vede diferența între Psych și America, măcar au încercat. Bă, tămiți, asta e varianta românească, tămiți, ea de afară, nu neapărat America, sau chiar și... Great Britain sau și mai departe, gen, el dacă bagă 200 de euro în editorii, le scoate ce puțin 200 de euro pe clipul ăla. Românul nostru nu scotea 200 de euro pe clipul ăla. Gen, asta e toată ideea, presupun. Câte vizionări are? Stai, care... Trebuie să caut. Stai... Vizionări... 800.000 și-o zis că... Nu, să te pui pe el, că erai pe mine. A, are cod anonim. Are pula mare, scuze. Are 800.000, dar a zis că
n-o să ia bani pe clipul ăsta, cică. Da, și că dacă vrei, eu nu vreau un loc pe Fortnite, te rup. Nu, de fapt, îmi este chiar foarte frică de tine. Bă, nu știu, bă, are reclame, că eu primesc acum reclame de la el când am uitat pe clip, ce Dumnezeu. Are reclame. Da, am ad blocker. E copyrightat, fii atent, e copyrightat pentru muzică, are două melodii. The Beast Nice de la Juice WRLD și Whoopty. E și-a luat copyright. Scuze, Luca, nu să-ți mai comentez pentru că ești mai bun ca mine la Fortnite. Și-a luat copyright pe ele, deci s-a dus tot, Ai copiat pe două piese. Salut, domnul Schnitzel Betonier, bine ai pe stream, neața. Bine ai venit. Bă, dar măcar trebuie să recunoști că ai dat stream snipe lui băiatul de pe bloc. Da. Na. S-a văzut clar, gen, te-ai furișat fix pe blocul lui, gen... Nici nu m-a văzut. Eu l-așteptam așa să vină. Am soft time, boys. Dar cine era? Prietenul Joker de Galați de pe chat. Joker de Galați era? Da. Aude. Salut, Zdaula. Vă place numele, era să mă prindă, Bă, dacă m-aș pune să citesc numele, teoretic... Na, dar nu e... E teoretic al doilea cuvânt, nu l-aș pronunța românește, l-aș pronunța în engleză. Și ultimul cuvânt e... Trei litere și o cifră. Dar bine, pe stream. Ia-ți. Bine. Anume, tu te-ai prins ce este ultimul cuvânt? No. Luca, ia spune... Să sărim toți într-o locație. No. Să sărim în mama ta cu toții. Pizdoi. Dar acum, al doilea cuvânt l-aș pronunța în engleză, nu în România. Eu nu văd Y-ul ca un I. O să mă duc aici de germană să scriu lecțiile de semestru ăsta, revin. Audio hate-ul de germană, bă. Dar n-ai bani pe server, gen. N-ai bani. Anonimul nu face un squad. No. A, nu e bani, ea e un timeout de vreo 3 sau 4 ore, gen, nu poți scrie nimic. A, dar nu e bani. Pentru, dacă ea, pentru ce ți-ai luat acolo? Ah, capital letters. Duplicated text. Plastici. Dă start. Zip. Anonimul dă start. Da, da. Ai revenit. Bine, omule. Salut. Sărim toți într-o locație. Vrei să mai zic chiar unde sărim? S or T. A? S or T. Brain. Anume, ce înseamnă WAP? Păi pe lângă brain. Water and pizza. Brain înseamnă head. Sau waffles and pancakes, wine and pizza, ce vrei tu. Da.
Sau era wireless adapter protocol, ceva de genul, sau process. Era WhatsApp. Dar e cu 2 de P. Pizdă. Am descris 9 pagini. Let's go. Hai că e ușoară germana, Fram. Ah, ușoară, dar scrisul colegii acestea nu-mi place deloc. A fost scris mamba jocoră, bă, pula mea. Și eu în tine. Ai zis-o, frate. Ce să zic-o, bă? Bă, ești tu pe grup. Dacă... Nu mă așteptam la așa limbaj din partea ta. La o poze trebuie să fie aparat la o pagină. Da, observa și... Hai, dar scrie, bă, asta, bă. Și mă scrie cu pici. Bă, după ce când trimite toate lecțiile din semestrul ăsta, mă mai și plâng. Dar chiar, bă, ce lejeră au ăia care actually scriau ceva în timpul online-ului. Acum n-am nicio treabă, gen, legit. Doamne, ferește, dai viața la rădăcină, la tine. Cu două puncte UM. Înseamnă A face ordine. Ce? Două puncte UM ce? R A cu două puncte UM. Roim, dar... Se face parte dintr-un verb, gen... Și după la sfârșit scrie un A, U, F. Da, roim A, gen... Sau gen... Când pui cuiva să fie curățenie, gen... Nu atât e să scrie dinate sau ce? Nu, nu eu nu știu ce nici cu N atât e, nici cu W atât e, nu există. Hai să pornesc aici trans. Dar zice A fac, A, nu, pun pariu. W unde e translator? W atât e nu există, nici N atât e nu există. W atât e, t e, nu știu. Poate, nu. Neată domnul Slix, neată. Nu există nici vate. Ia uși transpiră băiatul ăla. Mi-a dat șampon, boys. Mi-a dat șampon. M-a pus la culcare, m-a trimis înapoi în lobby. Mamă, la ce-mi scrie acolo? U, A, C. Ești toată propoziția sau un context ceva? Sau nu, că-s doar cuvinte. Sau măcar o traducere în română sau ceva ca așa, gen, nu există. Pun pariu, oh, dar stai că caut ce pe translate, pun pariu. Nu-i cumva vete acolo, nu vate. A pune pariu gen... W, ich vete, ăla-i i, nu-i d. Ich vete, gen, da, aia, da. Așa mai merge. Dar s-au scris di, proasta, dracu. Di vete, așa e gen substantivul, gen cu ăla. De la de gen, am uitat cum se spune, gen, articolul ăla, mă rog. Eu știu numai, ich, bin, di, bin, nu, nu. Da, was bist du, bro? E? Am pule în cur. Ok, e bine. Ba, Anonimo, dai un vreun pe Clash. No. Ich bin Johnny Nedelcu.
Nu, pentru că îmi dă... Ișcoame au să... Ciupercen. Nu, că îmi dă downgrade la cărți și pe, posibil să mă bat cu cărțile tale. Că pe tine tu ai cărți full level 9, pe mine îmi dă downgrade la 13 la 9 și posibil să mă bat. Și eu îmi scade nivelul la cărți anonim și tot l-am distrus pe nemernic. Nu, că eu să și cu cărțile astea joc la persoane de pe arena mea, gen, care au alte deck-uri. Că deck-urile de arena mici s-ar putea să mă bată, gen, pentru că o să urce nivelul. Am scos vreo 40 de lecții la istorie, la... pe la imprimante și încă nu iasă sunt din ea. E bine. O imprimantă de calitate, recomand cu încredere. Da bine, acum 40 de foie, nu cred că e stres. Da, doar așa una după alta, nu cred că îi merge aici, e prea bine. M-am descris poze. Deci... Bă, vine unul la 1v, vine cineva la 1v1 pe Clash. Eu nu mai rost că te-am distrus. Nu mai să te văd încă o dată, că mi-a scăpat. Nu vede că nu mai am coaie. Mai no, e slab. Ala, ia să spune. Lă. Niște discuții intelectuale. Anume, cum se zice proprietarul? I think their owner. Their... Începe cu B, cu 2 de M, se gata în M, M, R. Oh, gata, am văzut. Bostimer. What? Hai să caut. Asta e chiar m-am un lapsus acum. Dar cuvântul care ai zis nu există. Ule, că nu există. Proprietarul. Mă, dam un lapsus, mă. A fi Eigentümer. Mi-a venit Eigentümer. Nu dacă mi-a venit pe cu B. Caută proprietarul pe Translate, să vezi ce-ți dă, o să dea mai multe cuvinte. Și care începe cu bulă... Dă doar unul. Ce-ți dă? Dă... Inhaber. A, Inhaber. Ăla e B sau e D? Va fi Eigentümer, Besitzer, Vermieter. Bă, cu B ar fi dar... Întreabă unul care are 2 de M. Nu există așa ceva. Cuvântul proprietar, tradus în germană. Proprietarul. Cu doi... S-am zis, der Eigentümer, Besitzer, dar cu 2 de M nu știu ce zice. Ce pizda, mă, și... Toate să... Toate, site... toate site-urile pe care intră nu există cuvânt, că începe cu B și are 2 de M în el. Ți-am zis Inhaber, Permitter, Besitzer, Hauswirt, Meister, ce vrei tu, dar începe cu... Este unul care începe cu D? Nu. Deutschland. Ți-am zis, alea principale, ți-am zis Inhaber, Besitzer, etc. Astea sunt Eigentümer. Inhaber. Astea sunt, nu-i... Hai că scriu acolo niște hieroglife. Oricum, dacă scrie alt cuvânt, acolo că scrie o să facă scandal fix pentru cuvântul ăla. Hai, dă-l în pula mea. Băgă-i mea și pula în George, că l-am băgat 19 din plan. Eu când m-am gândit, eu am început să scriu de la ultimele lecții pe care le-am scris până la primele. Ați văzut, bă, ce mă uite George, îl bagi în or și el iese din clan. Și acum ce se întâmplă cu orul? A, el nu mai poate să participe și, gen, doar dacă intră înapoi în clan, adică nu se întâmplă nimic, a... Sunt șanse mai mari ca ăștia să ne bată dacă nu-și dă asta. Dacă nu intră asta ca să știa atacul ăsta ceva. Dar să-i batem 27 la 26. Da, gen, noi putem să dăm 27 maxim. A comenta. Ia să văd eu a comenta. Nu știu că comentiră nu e. Așa era. Mi-i zinea ce vrei să donezi la oră. Cam din aia donate with one gem. Pule. Îți dau uși de 2, lava, dragon de 4. Orice lava îmi dai, nu știu, stai că... Deci scrie M-E-C... Mecărn. Da. Mă știu și dacă... Da, Mecărn, mi se face așa un cuvânt mai vulgar, mai... Da, da.
Da, domnul, ei sunt 12, bine, bine, atenția. Endgame-uri de obicei nu, dar asta e ultimul match pe stream-ul ăsta. Nu să uite și tu n-ai cum să... Facem casă mai principal în fiecare seară. Da, și de noi cum să facem pe ce foarte, foarte mult. Am izet. Nu știu. Bă, doamne, îți lua toți de aici, în bag acolo. Luam, îmi uitau dragon de 4. Că n-are loc de mai mult. Eu le dau la oameni giganți și nu știu de-i văd de level mai mic. Sau fără să le dau doar giganți, sta tot. Așa, sunt bronze 3 sau... Donează de asta cu un gem, știi? Să doar ne scungem numai. Numai de 4 ore stă să mori Lava Hound. Da, mă. Da, mă. Mamă, mamă. Mama mea vorbește limba germană. Da, nu, nu e nimic de germană, că nu știu ce. No, cum se scrie, cum se zice dezordonat? Unordentli. Așa scrie și acolo, numai că trebuie să descifrez eu. U-N-O-R-D-N. Da, nu nimeni. Un... Ord. Da. N. Tl i k k a. Da. Caietul tău e cam un ordentlich, bro. E pula. Eu am mâncat pentru toate materiile, frate. Mai știi când îți scrie lecțiile? Acum a long time ago. Dar mă mai întreba de ele? Când merg mâinile, mai scriu. Da, cred că... A, nu! De lecții, nu. Tocmai de-aia nici nu mi le mai scriu, nici fizic, ești nevo. Bă, depinde, acolo poate să-ți comenteze, gen să-ți facă scandal, că te vede. Mie mi-a făcut scandal chiar dacă scriam, deci... A, sau asta, nu zice nimica, vede că nu scrii și te ascultă ora viitoare. Nu zice nimica și te ascultă ora viitoare. Din lecția de zi, știi? Aia e gen... A, da, gen a treia acum. Da. Nu zice nimica? Ai, mă, cum să stai la box la trei persoane în zona asta, frate? Mark 5437 bară jos gamer. Ce ai stai la box și nu știu, boring. Bă, domnul Mario Ioniță, bine pe stream, ia-ți aia, bine. Că el nu știe ce la Cox. Ce e la broc, nici eu nu știu. Bâtă. Asta că era cioată. A- Mă înșește teribil că nu merită se traduce în germană în 4 cuvinte diferite. Adică părdinte nicht. Nu, nu, dacă es Ion es lohnt sich nicht. Da. A, asta e nu se merită, da. Eu mă înțeles că zis, nu merită. Gen el nu merită cartea, e verdient das Buch nicht. Nu se merită să mă bat, es lohnt sich nicht, sich zu schlagen, știi? Ai fulă.
Sloan Zihnic, gen nu se merită, cum ar fi gen Sloan Zihnic să fi făcut stream după masa asta sau în oricare seară din săptămână. Eu pot să spun ai nemai necați șlafăn. Acum știu să zic. Da, nu ai că ai ne mai ne gen una mia pisică doarme, dar gen nici dormitul la persoana corectă, că gen șlafăn e. Mă dau un pis, mamă, să știu și eu propoziția și ai greșită. Ne, bă, nu vreau să te descurajez. Bă, germana e o limbă interesantă și dacă o știi, e posibil să ajungi și cât de cât departe în România când vine vorba de joburi. Că tot se zicea că în România nu ajungi departe. Sunt destul de multe firme, între alte și în Timișoara, pe spune. București, Cluj, sunt firme care au gen germane cu sediu în România și chiar nu știu dacă știi limba. Că mai nou... engleză știe toată lumea, dacă știi cum zic, mai neapărat ceva special să știe engleză. Xinjiang. Salutare, ce? Am... Da, domnul Alexandru Micu, bine pe stream, neațiața, bine. A fost bătaie, vreau a fost solo bătaie. Da, cum a fost ultimul match pe stream, ăsta a fost ultimul match. No, bun, chat-o să cam închidim și ne aici, iar un live de mare succes. Primul, dacă vreți să mă scrieți pe prepetem și o puteți folosi codul meu și al meu numele YTG3000 și legat, te puneți observa aici pe ecran. Aici în dreapta, dar ce sfatul atât următor ce aici se ține cu codul. Dar chiar dacă vreți să cumpărați nimic, puteți să iei ceva un cost dreaptă jos pe shop, știți cum e de anjează pe nimeni. Dacă te-ai dat la 2 săptămâni, fi pe din aici, aș mulțumi foarte, foarte mult. Aș aprecia mult dacă ați vrut să se folosi numele YTG3000 pe shop. În altă ordine de idei, vreau să mulțumesc mult pentru activitatea susținerea de pe acest stream pentru cei 27 de like-uri, cei 3 dislike-uri și bineînțeles pentru abonările noi. Dacă sunteți noi pe live și pe canal, nu uitați și voi de un like, un subscribe, un share, să fiți și prieteni, să ne mandăm spre 7000 de abonați. Dacă tu puteți să lași un like la pagina de Facebook, un follow pe Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch, TikTok, aveți acolo și link-urile în descriere. Iar dacă vreți să fiți acolo în comentariile în care fac un like sau postez un episod, puteți intra pe server Discord și pe grupul de stimă al canalului, amatronimului și a clanului, fără adică trebuie cel mai vendeta rău. Să bineînțeles, activați clopoțelul când vă abonați pentru a fi acolo în comentariile în care fac un live sau postez un episod. Mi-ați zis de a închide acest stream, mai avem și mic cuvânt de la partenerul nostru, eneba.com. Deci dacă ai zis că te-ai spus să folosi codul anonimul la ce-ți primi acum compete, pe fișe deduce de un bonus de 3%, eventual ce plus de pe site. Primul link descrie, vă spuneți un de Fortnite, de puteți scrie de V-Bucks, gift cards, și pack-uri, și de pe shop să-i măturare, pe care bani grabă Google. Iar doar link descrie, vă spuneți un de card-uri pentru PC și console, e PS4, Nintendo Switch, Xbox One. Dar și spuneți un de jocuri, pe site unde găsi peste 10.000 de titluri, la prețuri foarte, foarte bune. Iar faceți cu un cont de pe cea de treia din descriere, veți putea beneficia de un bonus de 1 euro, la prima chestie 10 euro, bonusul rămâne pe cont, o să timp de 14 zile. Aș aprecia foarte mult că dacă doriți să faceți acolo un cont de pe cea de treia din descriere, sau ce e posibil să și căuți site-ul pe primele două din nou. Da, foarte, foarte mult, Jeffy, o să foarte, foarte mare. Și da, încă o dată cu Jeffy, asta nu-i mult, sper că a făcut livestream, sper că a făcut meciurile, ne vedem, ne vom revedem următor livestream sau episod, că e pe această seară, această, de fapt, mâine seară, mâine noapte, luni seară, luni noapte. Păi atunci eu v-am lăsat noapte bună tuturor. Pa, pa. Now you wanna see me fall from a corner.
tell you what I saw. When you break it up, you'll see who had it all. Go!